Situată la numai 5 km de orașul Craiova, comuna Podar tinde să devină ea însăși un microoraș. Investițiile care s-au realizat aici, precum și distanța mică față de orașul reședință de județ, atrag din ce în ce mai multe persoane. Una e să te duci la o comună la 50-60 de km și una e să vii la o comună de față de Craiova de 5 km, pentru că foarte mulți craioveni au venit. Unde ai asfalt, ai transport în comun din jumate în jumate de oră, ai gaze, ai apă, se face și canalizare. Deci, suntem un microoraș cu impozite de comună. Așa se face că în ultima perioadă numai puțin de 150 de persoane s-au stabilit aici. Mai mult decât atât, s-au creat adevărate cartiere formate din oameni nou veniți. Practic, la intrarea în satul Baltă Verde după DN56, s-a realizat chiar un cartier nou, la care le-am dat și denumire de străzi, Rovine 1 și Rovine 2. În satul Braniște, în zona mănăstirii Jitianu, s-a făcut de asemenea un cartier unde sunt 99% veniți din alte părți. Prețurile caselor sunt cuprinse între 35 și 50 de mii de euro. Autoritățile spun că modernizarea comunei Podar va continua, astfel încât aceasta să devină un punct atractiv, nu numai pentru orășeni, ci și pentru investitori.